Salutare toată lumea, mă numește Andy și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Să nu fie. Nu băga, nu. Poftiți. Mă, să-l de băgat în fund, să mă bată tata. Salutare și bine v-am regăsit la un nou clip. Astăzi vom face încă o parte la clipul pe care l-am făcut cu Sălbaticul Sebi și cu Adina, iubita lui, dar de data aceasta împreună cu Andy de la lectură de la A la Z și cu soția lui, Andra, adică finii noștri. Cred că vibrează un telefon. Mă rog, trecem peste. O să facem partea a doua a jocului Ghicește obiectul. Vă mai spun încă o dată regulile în cazul în care nu ați văzut clipul trecut. O să-l las în căsuța cu descrieri. Să știți că este super funny, e chiar destul de amuzant. Ne-am distrat și la edit, așa că aș vrea, dacă vă place și vouă, să-i dați un like și un share. Ne vom folosi de aceste două eșarfe. Una este cât pătura și una este cât o față de pernă, destul de mari. Ne vom lega la ochi, vom fi două echipe, eu împreună cu fiina mea Andra și soțul meu Vasi împreună cu fiul nostru Andy. Fiecare dintre noi a adus câte 5 obiecte, fie că sunt feminine, fie că sunt masculine și așa mai departe. Ideea este ca noi legați la ochi să ghicim obiectele. La final, echipa care are cele mai multe puncte dă o provocare celelalte echipe care a pierdut. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe și să-mi scrieți în comentarii ce tipuri de clipuri v-ar plăcea să vedeți pe canalul meu. Și haideți să încheiem cu vorbăria și să începem clipul, pentru că nu mai am răbdare. Gata? Stai așa, să-mi delegăm. Vrei să te ajut? Mamă, dar le dă fina de la bombe. Castane de la de obiecte de... Nu știu ce facem astăzi aici, că nu auzi pe nașa când... Nu zise decât că îmi dă lucru să le pip aici, că și eu cum sunt bun cu atingerile. Da, da, e numărul 1. Doar nu cu tipul. Bun venit în lumea mea. Mulțumesc. Hai să vedem, că sunt curios. Cum ne dați? Ne dați la fiecare pe rând? Sau împreună? Da, vă împreună. Împreună? Hai să arăt eu întâi la cameră primul obiect. Deci n-am făcut niciodată chestie de genul. Știi care chestia? Că ai impresia când dai un obiect, bă, că e ușor, știi, că l-ar ghici toată lumea. Dar dacă e să încerci să ți-l imaginezi doar din pipăit, nu-ți dai seama cu siguranță ce e. Hop. Puteți să le mirosiți. Să-mi dați și mie. What the fuck, unde ești? Puteți să le mirosiți, dar să nu le lingeți. What? Bă, ce e asta? Are o funtiță? Sau ceva? Îl stric dacă învârt? Nu. Ia, să vedem să ne cum ne lasă. Ce dracu e asta? Ceva. Mă, ce e asta? Piatra norocoasă, ce e asta? E piatra filozofală. E ceva de pus la mână, fiind care, ia. Dar e cam mare să fie pus la mână, nu crezi? Nu știu. Poate e de țară. A, fii atent, s-ar să fie elastic de păr ceva. Hop, pe magnet. Se deschise, unde ești? Aici e de păr, uite, cred. Vezi, o parte e la mine, o faci în jurul părului. Pac. Ia vezi, ia trage de ele. Eu nu pot să-mi dau seama ce e chestia asta. Iată, deschide-le, sunt pe magneți. Aha. Observi? Da, da, da. Cred că faci în jurul cozii, legi coada de la păr și după pac. E cam largă să fie coada de la păr, zic, nu știu. Păi dau, dai mai multe, în două, în trei. Coada de la păr, clar nu-mi dau seama. Păi dar n-are ce, că e mică. Ore de mână, ciocări de la nu e jucărie de aia lui Justin cu magneți, nu știu. Nu are jucărie, ce ai? Habar n-am, nu pot să-mi dau seama. Ceva de... dar mai e ceva mic aici, pe magnet, ori e mizerie. Sau, au, e mizerie aici? Nu vă plan, nu cred. Nu știu, nu văd. E tot de la magnet, știi? E o mizerie. Da. A, ok. Habar nu. Eu zic că asta e, de păr, de legat părul ceva, cu magnet. Eu merg pe ce să știu că habar nu am. Dacă ai altă idee, spune. Nu am nicio idee, adică văd că e magnet, că pui mei, dar nu-mi dau seama ce întrebuințare ar putea avea în lumea reală. De legat părul. Ceva, eu am un deja ceva. Mergem pe asta, mergem? Da. Lega părul. Nu e, dar ce e? Da, ce e? E tot de legat. Las-o aici, că vedem. E legat ceva, dar nu vă spunem ce. Păi și dacă e de legat, de ce nu e bine? Părul, hai să le spunem, le spunem. Da. Da, vă dați eșarfa jos? Nu, nu ne mai dăm. Bine, este chestie din aia de legat draperia laterale. Acolo le-am văzut. Mamă, și știam da, ce. Da, mă, da. Am fost pe aproape. O jumătate de punct, se pune? Nu. Hai, mă. Gata? Gata. I'm ready. Aha. Dacă nici voi nu știți ce e. Ba da, ba da, ba da. Arată la cameră. Scuză-mă. De cu focus. Alo? Hai, bate pe aici.
Gata, ăla e. Dar tu nu-mi ține tot, nu știi nici până... Unde-i palma? Unde? Gata, da, gata, ia uitați. Gata, fapta. Una dintre voi două, care, care le-am mână. Îmi lași tu? The fuck. Dacă spun că știu din prima ce ești, o să zică că... Lasă și pe Andra, dacă știu din prima dată. Nu, dacă mi-i stă Andra băticul ăla peste nas. Lasă-l așa. Pică. Are ceva de băgat în priză. Ce... Nu, nu, cred că... Ceva de băgat în altceva. Știi ce cred eu că e? Ceva de băgat în altceva. Ia, cred că e acumulator de la bormașină. Avem bormașină? Cu siguranță. Nu e. E altceva. Mai ghicește! A, nu, ia uite, asta e LED-ul ăla de la peși. Uite aici. Bă, dar ce duci ai? Le ia la bine sau ce? Seara când se culcă, mă duc prin garaj. Eu mă prinsei că e acumulator sau ceva, că știu că așa e și ăla de la cameră cu niște pin de ăștia. Bă, ăleu! Le știe pe toate. Te-a luat. Deci e bine? M-a luat. Bă, da, e cam bine. Deci e corect, da? E corect. Să vă uitați la... Hai să ne uităm la el. La ăla, al vostru. Gata? Da, uite. Ia uite, vezi? Acumulator de baterie. Da, zici că e acumulator. Ghicirați. Da, nu știu da. Ce... Deci nu știu ce obiecte să vă mai dau, fiindcă a mea le ghicește pe toate. Sper că mai veni eu câte astfel în dacă. Ceva ce n-am văzut, că la mine le știe pe toate, n-am ce să scormonesc. Deci cred că toată plasa aia o ghicește. Pe cuvânt. Unde-i nasul? Bagă nasul în deget. A, nu, la... Stați, aveți răbdare să-l arăt la cameră întâi. Deci acesta este al doilea obiect. Obiect. O să-l pun pe masă, aveți grijă. E greu, e, se sparge, da, e scump. Se sparge. Este scump, da. Scump și e, dar nu se sparge. A, are finul, ba, are finul, ba, nu e pa... Ce e asta, mă, mâncat? What the fuck? Cred că știu. Cum pusei mâna pe lângă, nu-i seama că stătea acolo, lea în cameră, într-un loc, așa, mai bine, mersi. Să nu te sperii când o să-l vezi. A, ecran, nicio? Uite, are ochii, ăștia sunt orbitele. Iau orbitele, da, nu te băga în denumiri. Și dantura, ba da, nu, orbite. Da, și să și desface parcă, să da, nu se desface. Deci craniul de ăla de lucrezi tu, să-i vezi aici din singură și cu seamână. Ochile și cu... Bagă-i și nas mână, poți să-i bagă nas. Seamănă. Dacă ți-a spune că da, te-ai speria? Da? Bă, da, bă, da, unde? Are doar partea de sus. Da, n-are mandibula, da. Sau cum se numește. Da, îi scos de creierul. Serios? Da, uite, ia, nu știu, adică uite, da, cam de asta. Nu știu ce faci la dentist de ispiridici capul. Se uită în tu capul asta meu. Faci la dentist, ridici capul. E craniul de ăla, da. De uitat pe și vreau să-l văd fără asta. Uităm, da? Bravo. Da, uite ce mișto e. Bă, eu nu mi-l aminteam așa, dar... Dar de ce e colorat în blândită? Păi, fiecare zonă, fiecare probabil. Nu e zonă, e un os. Fiecare os are o culoare. Ce mișto. Okay. Tare, nu? Da, e tare asta. Opa, occipital, și aici parietal. Ce sunt? Care occipital, bine? Ăsta e occipital. Ăștia comunică cu nasul sau ce e aici? Ce să știu? Pe aici respiri? Nu, alea e osul și noi, prin găurelele ăștia ți intră vase la creier. Da, da, asta nu am intrat în detalii tehnice cu mine, că nu... Aoleu! Nervi, e? Da. Așa? Gata? Hai, nu. Da. Nu știu ce. Vrei să te ajut? Da, da. Nu e atât de uite, greu. Uite, poți să bați aici palma cu mine. Așa, ia. Hai. De că lumea în comentarii cam știe ce e asta. Pare... No, no, no. Nu? Nu. Ia. Luați-l de pe masă. Nu puteți să vă stați de caz, nu puteți să vă spargeți, nu puteți să vă atingeți. E acela de la GoPro, de pus pe cap. Ia. Știu eu. Da, da. E de la GoPro, de pus pe cap. Pare kilot. Tu, what the fuck, ce kilot ai văzut tu? Kilot pentru cap. E de la cu la cățel, ia uite ce. Se pune invers, n-aș vrea să-i atas un pic. Nu așa, nu se pune așa. Se pune așa. Așa, în sus. Da, e de aia, de pus pe cap. Are aici pe laterale și chestii de la... Ba la cu. Da, 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 da. Deci putem să dăm jos, da? Am bend over. Pam 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 pam. Gata. Mamă, deci îți zic să vină și apa te zici că îi se sugrumă ochii pe tine. Gata. Gata. Mulțumesc. Al treilea obiect. Nu l-a văzut niciodată iubit pe ăsta. Da, la sora că nu l-a văzut niciodată, știi că așa. Nici eu, nici eu. E aici pe masă, lângă voi. Acolo. Ia, e gata de mine. Se sparge, se rupe, să... Nu, fără grijă, să faceți ce vreți. Bă, îmi pare cunoscut, dar nu-mi dau seama ce e. Vezi care și unde stă sus aici. Se desface? What the fuck? Da, se desface. Curge ceva? Nu. Ar fi ceva să mai și... A? Uite-na.
Deci, parcă am o imagine în minte, dar și dacă am nu știu cum se numește oricum chestia aia... Sigur, nu l-ai văzut niciodată. Și la ce se folosește? Dacă ai o imagine și nu știu cum arată. Jucărie de copii! Îi dau lui Justin să-și dea cu el în cap. Nu știu. E rupt sau rupt să el? Nu, așa se deschide el să se atașeze undeva. Bă, nu vreau să exemplu și îmi și asta, mă. Pare de la de face înghețată și îl bași la congelator, nu vreau să înghețe, nu știu ce e. Asta e. Are din asta gen de prins. E ceva de asta agață, dar nu îmi dau seama. Și bagi ceva în el, dar ce bagi în el, uite. Ce? Că uite, are și din asta de agățare, dar aici o să prinde sigur cu asta. Ceva de genul, dar nu îmi dau seama ce faci cu el. Habar nu am ce faci cu el. A few moments later. Bagi cheile de la casă, când vine acasă. Să ne pierdă. Ceva de bedel, alt răspuns. Vă dați da. Pentru, nu știu. Este ceva de bebeluș, dar... Este suport de Suzeta. De unde să visăm ce? Nici nu, stai să văd cum arată măcar. Da, Nici dacă îl vedeam, nu știam ce. Nici eu nu știu ce cred. Că scrie bebe confort. Dar nici așa n-aș fi știut ce, nici fără bandană. Suport de Suzeta. Și păi unde l-a găți? Pe căruț? Da. Nu aș fi știut ce asta. Deci când este scorul? Ia să vedem. Deci dacă și pe ăsta îl ghicește. Al câtelea obiecte? Al patrulea? Al treilea? Al treilea. Eu zic că n-are cum să ghicească pe ăsta. Mie mi-e frică de-a mea. Dar e destul de complex. Mie mi-e frică de-a mea. Iertați-mă. Ia-l finuț. Bună, descurcați-vă cu el. Mulțumim, ia să vedem. Stai. Aici se pun baterii în spate. Ce-i fata mea asta? Se desface? Ce are sora mea asta? Un buton. Lasă că trebuie să fie ceva acesta. Are un radiator aici ceva. Radiator? Nu, uite, vezi, are un grilaj așa aici. Asta e vreo piesă de alufine de la calculator, de ne dă... Ne dă cu ea în cap ce ne dă restart cu ea, că eu nu știu ce e asta. Hai. Are butoane. Opa! Ia! Găsiți ceva? Găsiți ceva, zgârmă ea! Hai! E clima de la mașină. Bune? 100% care iubi una de asta în casă. Nu știu dacă e alui sau dacă e alufinul. Nu cred. 100%, asta e veche de la BMW. Uite, asta e? Da, uite. Adică așa crede, uite aici. Vezi? Treapta. Gata, treptele. Așa se face, are rotiță. Da. Gata. Și aici sunt rotițe, tot la fel, pe cald, rece. Aha. A, da, uite, gen să o închizi, da. Tu ce crezi? Și eu cred că e asta, adică are sens. Sigură? Da. Răspuns final? Da. Păi spune-l. Nu știu dacă e climă, că știu că tu zici că clima persistă... Nu, dacă e legat de căldură, da. E ok. Deci da. Zici că e climă, 100%. Da? 100%. Căldură. Greșit. Ce? O să recunoști el după ce dai bandana. E de la faruri. Shit! Te grăbiși! Prima 3-4 trepte! Nu văd și că e decât o roată! Era exact tot o grămită la BMW. Nu mă așteptam să-l știi. E tristă. Plâng. E de căldură. E de căldură, doamne, e de faruri. Da, dar fusei pe aproape. Pe aproape cum? Care butoane? Păi nu e la fel, nu e identic. Puteai să spui orice, de telecomandă la televizor. Urmează runda noastră. Aaa, ce tristă sunt. Dar îl știai? Că a prins toată ziua farurile. Sigur nu știai, de asta mi-era frică. De fapt, toată noaptea, nu toată ziua. Gata? Hai! Deci, al câtelea obiect este asta? Al pat... Nici nu știu. Băi, da. Nu știu al doilea. E al... Nu știu. Ia uitați, dragilor. E al patrulea lor. Uite aici. What? Dă-i și lui. Stai că... Ce? A, e ceva de machiaj. Da, ce? Stai așa. Aici, da, uite că nu prinsă și până pe partea asta altă. Oh, ce e asta? E gen partea opusă, cum ar veni el de-a de simțul și material de-aia de canapea. Aba, nu, e perie aici. E perie, da, pentru ce o fi? Pentru față, e de-aia așa cu ceva valuri de... Nu știu că asta din spate sigur nu e pentru față. Are a mea o perie electronică și arată ceva de genul ăsta. Nu, asta e de la Andra. Nu e de la tine? Nu, e de față ceva. Oricum, e de față clar. Uite, aici are cauciuc. Granule. Cum e de sprâncene asta? Nu, e mare, ce? Păi cum să fie mare? E pe sprâncenele? Eu știu. Nu e mărat, nu e de față. Da, asta, ce e ăsta de jos de aici? De față ceva. Întinde cu ăsta, zici? Da. Nu miroase machiaj, vezi? Nu miroase ceva. Vezi?
Îi zic că de pe față și face așa. Nu știu dacă tu nu mă vezi, da. Te simt. Eu zic că asta e. Eu zic că e de față ceva. Deci, în primul rând de perie. De riduri, de... Dar nu știu ce faci cu partea asta din spate. Nu, de partea asta e importantă, din față. Și din spate face ceva. Că dar așa asta din față face ceva, nu? Mă, ăsta te întins, nu e de la, ăla e arahatul, prințesa gumiță, ăla arată așa, nu. Te tamponezi așa, este? E ceva de față. Ce anume? Perie! E gen cum ai tu pe electrică, dar manual. Pudrometru. Nu știu cum se numește aia. Corect. Aia, da? Cum se numește? Este perie de spălat de față. Uite, vezi? Uite, na, vezi? Are ceva electric. Bravo! Ia. Ia. Poți să-ți dai aia jos. Că dădui. Da, uite, vezi? Mă, dar ce textură ciudată e aici. Vedeasă. Păi ca să nu-ți intre în față. Cu aia se întinde... Da, dar tu ai ceva electric de genul ăsta. Da, dragule, cu mai multe tu capete. Vezi că știi? Știi tu, mă. Da. Shut up. Gata, e pe masă? E liber? Imediat, noi acum îl arătăm la cameră. Gata. Haide. Așa. Hai. Îl puseai pe masă. E ventilator de la, de la calculator, cred. Ia vezi, vreau așa. Stai. E cooler. Da, de la. E portabil? Curiozitatea ei? Nu știu, dar eu zic că din ăla e cooler. Uite că are este, și cablu. Este licea bucată dintr-un cooler. Așa zic și eu. 100 la mie. Stai să văd dacă are elicele alea. Da, că 100 la mie, 10 la 100. Deci 100 la 100. Da, are și cabluri de alea și are elicele să aici, da, se învârte. Da, 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 da. Deci și bucată dintr-un cooler. Bravo, ăla e. Ce o ia mai din aer? Am mă, dacă rezisteu că l-a dus de la mine. Și care-i chestia, Elen, prin lucrurile noastre, are o curiozitate, se uite. Dar noi prin lor n-am avut niciodată curiozitate. Exact. Hai, de aici. Nu mă gândesc nici nu mă uită la produsele voastre ieftine de machiaj. Ați mă împace. Acum zici că e lucrează la Zara. Ac, Gianni Versace. Așa, așa, perfect. Gata? Da. Nu, cum mai trebuie să mai fac un nod. Dar bine, voi puteți să-l arătați acolo la cameră, să da, ziceți la oameni că băi ce frumoși sunteți. Că... Mă curc asta. Băi ce frumoși sunteți. Gata. Super. Ia finule, întinde mâna, hai tu acum. Ia finule. Ia vezi. Me. Me. Măi, asta e înghețată pe băz mică, nu știu. Ia uite, colea, colea. What the f... Ce drău... Mă... Ce... Mă, ăsta e ceva are băgat în fund. Îl bagă așa... Fii atent că e ceva în el. Se desface? E ceva în el. Apă, ce e acolo? Cred că știu ce e. A? Calciu. Calciu? Ia mea fiole de astea de plastic. De calciu. Zici tu? Cred, calciu. E ceva ce e aia când e rău. Eu așa zic. Și aici, mă, și cum ascultă-mă, bea? Capul, păi nu, e fii atât, dai mâna, e gen ca fiul ăla de la de aremăta de așa, așa, rupi, dar nu rupe acum, că așa probabil se rupe, și după aia pui în lingură sau în gură direct sau ceva de genul, am văzut el la ea. Nașul. Răspuns final? Nu știu dacă e calciu, dar o fiolă de magneziu, calciu, ceva ce iei tu. Da. Da? Bravo. Ia. Da. M-a salvat, eu de nimic nu știu, bă, să... Vezi? O, că-i scoți, băi, eu mă gândeam la componente, ceva, nu imaginam. Vezi? E un soi de fiolă, dar de plastic. Bravo. Ce, e calciu? Da. Deci calciu. A și ghicit. Mă, am scos eu. Mă, sunt legată la auzi, da? Da, am rușit pe dinți. Nu, e bine. Ia focusul. Deci, nu trebuie să ia focusul. Stai așa că mă legam la ochi. Hai. Gata? Da. Îmi dau la amândouă deodată pe asta. Da. What the fuck? Ce e asta, frate? Turbine, e... ce, doamne. Fii atentă, e arg de ăla de suspensie de la mașină. Fii atentă că astăzi îmi spuse iubii că să-i dau drumul la apă afară să o spele, că se puse praful, deci e de stat în garaj. Cred că e suspensie de arg de la... Ia, comprimă, ia comprimă. Te urcași pe el? Că e suspensie de aia de la mașină, nu dau seama. Ai presa cu tine? Dar vorbește urât ca atunci. Nu, asta, da, probabil e arc. Da, e arc de la, de la mașină, de la roată. De ce e ruginit? Cred eu că de la e. Să dai masă autul meu, dar am văzut că e ruginit. Ia uite. Eu zic că... Să nu vă tăiați. De mira... Unde e fața? Păi nu, am simțit și eu. Ia, ți-o urmă, mirase. Miroase a... Deci ce? Miroase apă de ploaie. Arc de suspensie. Arc de ploaie pe toate. Ce? Da, aici, că spargem asta. Mă, nu e mai greu mai elea, că nu se prind. Ce să tot prindă, mă, nu vezi? Ce urmă, mirase. Da. Cum s-o ghici pe asta? Ce urmă miroase! A rugină! Da, rugină!
Bă, finul o să le ghicească pe toate, fii atent și ce ai tu-mi place și ce-mi. Păi nu știu, mai scot ceva din prin buzunare, habar n-am. Scoate un card. Ok, le mușcă ceala. 1-0. Aoleu. Fii atent acolo, în spate, să se anunță ceva incendiat. Dar e perec? Da, e perec. Okay. Mamă, își făcură foreplay-ul acum, ia, fii atent. Ia, întindeți mâinile, întindeți mâinile. E greu. Ce invers. Iubire, apleacă-le în jos, așa. Le puneți pe masă. Așa. Ca să nu vedeți că uneori mișcă. Ce? Cum mă, stai, lasă-mă în pace și pleacă de aici. Mă, cum adică fac? Mișcă? Wow. Eu rupă mâna pe el. Cum adică nu, mișcă? Nu mișcă, e o sede. Mă, stai așa că mi-a pus... Nu, e la mine mână. Mi-a pus răpăienje pe masă. Nu e la mine mână. E ceva cu țipi. Nu e, că zic chiar... Mișcă o laie. Belește așa, să dă peste cap dacă... Nu se dă. E perie, dă-o mă asta. Dar ce perie? De ce tot puneți voi mâna pe ea? Că vă simt. S-a mișcă. Nu se face așa. Rupi. Dar nu se belește invers, nu? Nu, nu. Iubi. Da, e un soi de perie, dar ce e? Pentru ce-o fi? Pentru păr. Aia, unde e capul? Mai sus, acolo. Da, e de păr, perie. S-a... Nu știu dacă e de păr neapărat. Ba de păr e că... Da, păi să încerc să deschid, dar vreo nu, da? Ok. Perie. Mă, e de păr, de făcut așa. E părul și face așa. E cam aspră de piele, ia dă-mi pe mână. Nu. Nu, deși cum e, gen când își lasă, ține la mână să vezi care poziție să-l ții. Gen, uite, și gen când își lasă le părul doar pe o parte jos și fac așa, de bine, mai ușor în partea asta, gen. Știi? Hop, aha. Hop, eu așa bine, zic. Perie. Perie de păr. Răspuns final. Da? Bravo, mă! Este perie de descrisiv părul. Letena! Da, și formă are. Păi da, uite, gen, fii atent. O iei, gen, și cum își fac era, știi? Mhm. Dar poți să vezi ce n-aș face senzația când ești legal la o ședință acoperită. Păi da, mă lasă, că mă spuneai că zic că mișcă, că zic că mișcă, da? Cât e scorul? Stai un pic, că nu știu sigur să vă zic. Aici așa. Stai un pic, așa. Nu știu nici așa. Hai, cauți. Yeee! Pune-ți mâna pe masă, ha. Se desface? E la mine. Mi-e frică că se auzi ceva. Nu, era mâna ta în masă, e ceva de pus la calculator, e cred că RAM. Asta zici că e jucărie din aia. Eu zic de... că e rom. Stai mă. Memoria RAM rom, cum am învățat noi la informatică. E cartuș din prima. Lasă-mă cu ce ai învățat. Știi jucăriile alea când le scoți... Ambalajul. Le scoți sigiliul. Țic, da. După încep... Ăla de la baterie, știi? Da. De la baterie. Ia. Bă, e piese de la fino asta. E de se pune la calculator. Nu fi cartuș de imprimantă? Nu are, cred, avem imprimantă acasă. E de la de memorie, zic eu. RAM? Sau ori RAM, ori un hard mai mic, nu știu, da. De la de cameră sau de ceva. De 10 mega. Taci, mă. Auzi, tu știi ce mai are chestie de asta? Mm? Mouse-ul meu la baterii. Nu, cred că e prea mare să fie baterie de la mouse. Păi nu cred că e de la mouse. Păi să-i sunăm logic. Are gen wireless tastatură. Deci asta nu e baterie de cameră 100%, cel puțin de Canon. Uite, aici, vezi, are de la de alimentare, cred, fii atent. Vezi? Găuriși din alea? Da, mă, deci râd de noi, că râd de noi, da. Dacă vă băgați unghiile în obiectul meu. Faceți și așa. Stai. Aș prefera să nu. Eu zic că e ceva de acumulator, alimentează tot la fel. Baterie? Dar are plasticul ăsta, gen... Stai. Știi pentru ce e plasticul ăsta? Pentru zonele foarte mici și ca să o tragi. Da. Deci ce zonă e mică? Prun dispozit. Asta zic, e ceva de băgat în unitate, cred, un fel de memorie sau ceva, că mă gândesc că îl bagi și trage așa de... Zicem RAM sau baterie? Nu știu, stai, lasă-mă puțin să mai analizez. Hai, mai analizează până mâine, merge să mă mâncăm ceva până are aici, stai. Ia. Uite, are aici forma asta, suspectă. Că nu e dreaptă, e câș. Da. Hai mă, zicem RAM, dar cred că e baterie, ia să vezi și tu. Stai să vedem. Zicem RAM? Hai să dăm pietre, dar nu văd ce dai la fiatră, parte că hârtie. Hai. Vezi? Ce? Nu știu. RAM? Dar hai! Nu hai. Cred că are RAM acasă, ce naiba, stai. Nu, calculatorul merge pe aer, hai. Nu știu, hai, cu toate. Vezi? Cred că e baterie, dar zicem RAM. Răspuns final? Da. Greșit! Baterie de GoPro. Baterie de GoPro, e asta aproape când te-am zis că... Nu să ai dreptate și cu asta, că se trage de ea așa. Mamă! Bine, mă! Hai, dacă e cred că da. Bine, hai. Vedem după asta. Cred că da.
Da, nu? Da. Am dat din alea grele, nu? Hai să ne arătați și nouă. Sigur că da. Nu o să ghiciți nici până... Ce să spun? Și dacă o ghicesc, ce faci? Poftiți. Ce o să mâncați așa? Pa. Monsterul a băgat în fund să mă bată tata. Stai așa, fii atent. Ca mine. Pipă tu bine și după aia mi-a zis o pipă și eu. Păi și așa, de când am zis că facem... Păi era de când am zis, dar nu, s-a mai putut, ăsta s-a însurat, m-a însurat și-o la aia, s-a dus. Ce să mai zic. Am vreo două variante, trei. Te las o pipăitu ca să te influențez. Și îți spun după aia care-s variantele mele. Ce chestia asta? Aaaa, e de la dentist? De face aici se conectează la ăla și aici îi bagi șurubel. Aici, șurubelnița aia. Îți face gaură. Da, canal. Din aia e. De miroase urât. Aia. Dar canal obturat îngăunitor. Curățire, gaură, canal, da, mesteacă-n. Face gaură în... Curățire, clar nu e. Nu, face gaură. Da, face ăla. Și perforează cu pedalul jos. Aia e, da? Bă, gândi inițial o capă de periuță de dinți. Dar vă zic e metal și nu prea avea logică. Și nu dă și apă, nu dă apă. Păi asta e de aia fără apă. Dar sunt care dau și apă, nu? Mamă, da, când aici am un buton. Așa, cum? Ăsta e obiectul pentru fete. Eu zic că nu o să ghicească. Și unde e? E finuța. Fix acum. Acum a venit în mâini. E frică așa că nu-l văd. Mușcă! Cred că e de la de pus la cameră, știi? De în jurul obiectivului. Ce pui mea aia? Nu, ăsta e inel de la de țev de țev. Ăsta să iei? Ce e dragul ăsta mea la? E enervant. Tu dai șurubel aici? Da, cred că intră un șurubel. Am văzut la o cameră de-a lui chestia asta, cred că la GoPro. Nu, știi ce cred eu că e? Eu cred că e inel de strâns țevi. Păi da, pe unde se desface? Uite, păi nu se desface. Că vezi, are aici niște... niște striații de ăștia, pac, 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 pac. Și aici cred că îi dai tu și că faci... Aici clar se strânge. Dragi bălțați! La chestia asta clar se strânge cu ceva aici. Unde? Ce spun ele, mâine, da. Mâna, pe alta, da, da, aici cred că... Ia, stai să vedem dacă... Nu pot să aud de ce e legice de aia. Nu știu, nu știu. Da, nu știu, eu cred că e inel din ăla de strâns țevi. Adică inel, chestie de aia, de strâns țevi. Merg și eu tot pe asta, că altceva n-am. Deci? Nu știu, dați-vă la jos de la ochi. E punctul vostru, da, e colier. Da. Nu e neapărat de țevi, ăsta e de mașină, dar... E de mașină, e de la ighere, dar deci, tot două țevi le pune buză în buză și le strânge. Da, deci ghicirăm, bine. Deci... Băi, și mi-am cu ăsta nu-l ia. Da? Da. Baby, oh, oh. Întindeți palma? Just a little loco. Uite, iubie, la tine și ia, lasă-l, te las pe tine, pune mâna, simte-l, atinge-l, după aia mi-l dai mie ca să nu ne influențăm unul pe altul. După aia poate pun mâna pe mâna ta și îmi place și nu. Aoleu. Mă, ce asta e insignă, de puneam în piept când eram mici la școală. Nu știu ce, are niște găuri, vă zic, și o mufă de conectare, ceva. Bagă degetul pe lateral. Vă zic, simt. Mă, asta se pune, să-mi bag nu se pune la blender. La blender? Eu știu că are aici o mufă și aici... Încărcător de la de periuță electrică. Ziceți? Am vrem noi ceva de genul. Dar e un pic mai diferit, dar nu știu ce periuță electrică aveți voi. Bă, aveți? Noi acasă acum nu avem. Deci nu poate fi asta. Și din câte știu eu, Andra nu are. Poate de la tine, habar n-am. Nu e de la mine. Zici? Mica mea e mare așa, e... Dar e ceva de încărcare, cred că ai dreptate tu. Nu e, da, e de periuță, de... De încărcător. E încărcător. De încărcător, dar nu știu, dar parte de periuță electrică. Răspuns corect? Da. Răspuns corect. Da, răspuns corect. E de periuță? A, vezi, era de ceva. E alt încărcător, deci... Bravo. Uite, da. Da, mă, da. Simți aici pinii cu degetul de aia. E de la Apple, bă, lasă-mă. Nu, e de la Remington. Remington, dar are un măr aici. Da, are un măr. Pe bune. Uite, pe bune. Adică poți să o conectezi la iPhone. Wow! Da? Da. A. Ei, o câștigare, mă, câștigare. Știi că eram proști, mai dădui și pe asta, pe cu... Deci acum, stai! Nu ghicesc ele în veci pe aia. Dacă o ghicim, dați o ofertă la Mac. Dă-mi ce să... De ce râdeți? Hai, dă-mi oferta voastră de la Mac. Deci, dacă ghicim, dați oferta la Mac.
străduiește. Așa, ca să vadă și lumea ce... Așa, ce... Gata, unde ești? Gata. Ia, puneți. Hai. Unde e? E rădurcată. Ia din și lupina. Gata, v-ați dus. Da, viitoare vă dau un fir de iarbă, să zic. Bune! Cred că e mai bine. Că și trebuie să le dăm, să le dăm chestii de fete, mă. E bune, că nu s-ar bune. Aștepta. Că alea nu le ghicesc. Păi dacă nu s-ar aștepta. Atenție, cade de sus, vedeți că e greu. Atenție. E, hai zi, unde e? Uite-le aici. E greu? Ce? What? Ăsta e, mă? O B. Că asta am vrut să zic și eu! După dimensiune n-a apucat să-l pipăi bine, da. Nu-mi dau seama ce... Are ce zis să știu de ăla, dar nu cred că ne dădeau ele din ăla. Poți să-l desfac? Da. Vreau să-l spun acum. Spun a... Ce? Obe, da. Obeie, da. Îl spun eu. Zici? Păi uite și vața. E obeie. Mă, lasă-mă. Da, mă, da, obeie, ce ai? Stă la asta. E obe, păi da. Atunci răspuns final. Stai să zic story time. Stai să zic story time. M-am dus la facultate. Și poți să-mi dau asta jos? Da. M-am dus la, eu de ce știu? M-am dus la facultate, aveam o borsetă de Adidas, mi-o cumpărasem de la mare cu a mea. Și în fine, mi-am băgat eu acolo un pix o chestie, o trestie, nu găseam ce vreau să găsesc, și avea două buzunare. Și am deschis și o buzunarele și am făcut așa. Ghiși ce a căzut? 6-7 obeuri. Căzuseră de la mare și mi-au căzut pe bancă la facultate. Mamă. Obe. Știi, dacă îl bagi în gură, ai să seara cum se folosește. Nu, las, pune de aici. Gata, stai. Gata. Hai. Eu nu-l arătai la cameră, două secunde. Așa, că nu-l arătai la cameră. E ceva de plastic ușor. Nașulicu. Nașulicu. Gata. Ia să vedem. Unde e? E la tine? Nu, că mă speriai. Ușor ăsta? Am văzut chestia asta. Vreau și o să simt. Stai, a, știu ce e asta. Cricket. E, da. Stai, nu. Ia, ia. Este cricket, toată ziua așa. Ia să auzim, ia. Ia auzi. Da. Ce e ăla? Cricket. 100%. Gata? Gata? Gata, e cricket. Răspuns corect. Da? Da. Super. Să aveți grijă că acum urmează ceva foarte, foarte mic. A, e mare, clar. Nu, dacă zic așa, e nu. Întinde palma, Vasi. Întinde palma. Tot mie. Nu contează, hai, dar întinde să nu-l pierzi. Vezi că e mic rău. Doamne, iartă-mi asta. Măi, cerșel de pus în nas. Unde e mâna ta? Mai sus, deasupra, dar e invers. Ce putea-mi iartă-mă el? Stai așa. Ha? Mă, deci are niște ramificații aici, am fost sus, nu știu uite genul aici. Ramificații, auzi! Nu e suprafață dreaptă, gen acolo unde e rotundul ăla. Dar nu-mi dau seama ce putea să-l folosești. Ha, gata. Îmi caut în palatul minții ca Sherlock Holmes. Hai, iasă. Deci dacă... Dar n-am văzut în viața mea, dacă vedeam, poate că eu căutai acum, nu. Dacă îl ghiciți, nu ne mai duceți la Mec. Dacă nu îl ghiciți, ne duceți la Mec. Pe jucăm pe porunci? Fii atent că e ceva mic. E de plastic? Ia vezi dacă e de plastic. Mă, stai dinte. Ce n-ai bani? Hai. Haide, domnule, să vă vedem. Ultimul obiect. Mi-e frică. Ia uitați aici. Deci dacă îl ghiciți, e al vostru. Vă, nici chiar așa. E la tine? Dacă îl ghiciți, e al vostru. Obiectul ăsta. Are butoane. Cheie. E cheie de la mașină. Cheie de la mașină. Stai puțin. Să văd dacă e cheia de la 7. Da, e cheia de la 7 care are rotundul ăsta în capăt aici. Ia. Uite, are butonul rotund în capăt. Adică de la Audi? Da, e cheia de la 7. E uite de șuricel aici. Care zice nu se poate. Dar ce n-are? Unde e? Da, e cheia de la 7. De ce apeși pe buton și iese? A, e pe... O recunoscui după butonul ăsta portocaliu. O portocaliu, doamne, rotund. Uite ăsta de aici. E cheia de la 7. Dar nu știu ce e portocaliu, vezi? Bine că nu e portocaliu, dar... Nu, gata, deci asta este. E cheia de la 7. De ce îl păstrezi? Nu-l păstrezi. Egalitate. Băi, iarăși, vede, pe bune. Hai, lăsați-mi să vă dăm noi o frucă. Ce bună e egalitate. Hai să facem acum altcumva. Hai să facem ultima rundă, să facem aia cu prețul. Și e cel mai simplu.
Deci, pentru că s-a terminat 8 la 8 și nu avem un câștigător pentru poruncă, o să facem o probă de departajare, cum a zis Nașa, explică cum funcționează treaba, că eu nu înțeles foarte bine. Deci, o să căutăm pe internet două poze cu două obiecte diferite, indiferent că e de make-up, că e de mașină, okay, de orice fel de obiect. Și trebuie să ghicească cealaltă echipă prețul, dar plus minus 100 de lei e puțin. Nu, dar ce faci, cine se apropie cel mai mult? Da, da, cel mai bine. Da. Adică nu știu, dacă e 200 de lei, 10 și 10, 190, e clar diferența doar de 10 lei. Dacă la alte de 20 de lei, e clar la câștigat care are doar de 10. Da. Gata. Hai să vedem, mă râsăm ca un produs. Hai. Hai, ia. Gata? Să nu dați să mă apăsați pe ecran sau să dați stânga dreapta. Asta e placă video. Putem să apropiem? Tu să apropiem, da. Da, dar să nu cumva să spun. Lasă-mi apropiat că poate iese. De asta cred că e pro. Undeva asta la câteva e... mii de lei. De lei. 10 giga. Ia. 10 giga. Eu cred că asta e undeva la 4-5 mii de lei. Da. Poate doar cutia. Mă, dracu de placă. Nu, vreau să mori, să nu dați cumva swipe ceva. Nu. Aia, nu, că putea să dați. Da, da, jur că nu. Nu, nu, chiar nu le dă. Eu cred că e 6 mii. Răspuns final? Deci? 5500 de lei. Și acum într-o parte. Pac, 8000, deci 25 de milioane. Diferență. Ia uite că sună. Trebuie să mai bine. Mama mia. Deci 25 de milioane? Diferență, da. Bine, hai voi. Dar să nu dați nu deloc. O, canapea. Ma. O canapeluț. Fii atent. E doar canapeaua sau mai are corpul? Doar canapeaua. Ok. Hai. Mă, dar depinde din ce e făcută nașul, decât dacă cine știe ce piele o avea asta pe ea de... sau material. Piele nu e. Hai, nu e piele. 4500 la ea. Eu cred că e cam mult. Nu e mult, că am fost cu oamenii și am văzut canapea. Zici că sunt la 4000 o canapea. A, nu-mi pare atât de... de catifea așa. A, de catifea zicea. Sau poate să fie low budget? Aia, că poate să, eu zic că să nu ne aruncăm prea mult. Stai să ne uităm la picioare, cât de low budget să nu pare, pare lem, vezi? Cer să mă uit la detalii. Oamenii mi-a arătat niște canapele și eu n-am văzut nimic mai scump de vreo 40 de milioane din tot păi ce mi-a arătat ea. Păi da, dar gen alea mai aveau câteva, asta pare mititică. Adică pare, uite, are două locuri gen. 2500? Hai să mergem pe... Cât de? Și dacă e 4000, tot suntem mai aproape decât ele. Da, corect. Dar să nu fie mult mai mult. Deci răspuns final? Sau să nu fie 3000. Puțin. Zi-mă, 3000. 3000, hai. 3000. Ce faci? Unde să dăm swipe up? Asta e. Aici. 5100. 2100, seara în 3000. Da. Câștigarăm. Bă, cine a dat țama pe asta? Ce spuseai? Dar ce are de așa scumpă? Chesterfield de la țigări sau care-i treaba? Chesterfield? Uite la Chesterfield care avea. Deci da, zisesem bine 4500, dacă eram foarte aproape, vezi? Și nu dau bani pentru... Deci... Păi și voi, nu veni și voi în cadru. Hai, vezi, tu du-te și tu pe partea alta, că nu fi de ajuns. Ne-o lua pe toți patru? Cred că da. Cred că da. Deci? Deci... Bă, noi vă dăm ceva simplu, nu ne aruncăm cu delea că să ne dați bani, să alea, că nu avem nevoie, dar ne face ceva de mâncare. Pizza, e bine? Pizza. Da. Pizza la cuptor. Da, hai, da, pe un sfert să fie fără mozzarella sau fără brânză ca să mănânci. Nu, facem două. Că bine. Tu nu mănânci cu nimic. Mâncam blat cu... cu soda roșii. Roșii. Pizza margherita. Da. Da. Ca la Napoli. Da. E bine, să vă duceți la noastră la Napoli. Deci așa facem, da? Da, că sunt și magazine, putem la de la Napoli. Gata, hai, bateți. Nu mai mergem la Napoli. Și mai învățați să jucați. Da, corect, așa e. Și mai învățați prețul de la placa video. Dacă puteam pantofi, pe bune, ghiceam. Păi dar nu pentru că eram dolari. Nu contează. Păi dar făceam conversie, dragule. Și nu ne gândim la asta.